Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț a publicat în această săptămână 538 de locuri de muncă, dintre care 137 pentru romani și zonă. Majoritatea locurilor vacante sunt în domeniul comerțului, serviciilor, industriei textile și construcțiilor. Pentru această săptămână, agenții economici au comunicat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 538 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, pentru zona Roman, sunt 137. Cele mai multe locuri de muncă pe zona Roman sunt în domeniul comerțului și a serviciilor, respectiv 61, urmate de cele din industrie, în general cele mai multe sunt în industria textilă, și aici sunt 42, și apoi în domeniul construcțiilor și a agriculturii, care figurează cu 34 de locuri de muncă vacante. Caracteristica acestei săptămâni este faptul că se manifestă o creștere ușoară a numărului de locuri de muncă față de săptămâna trecută. Comparativ cu săptămâna anterioară, locurile de muncă sunt în creștere. Nu este o creștere mare, însă un lucru bun este că sunt mai multe pentru această săptămână comparativ cu săptămâna anterioară. Rata șomajului în județul Neamț la finalul lunii mai 2016 era de 3% din populația stabilă între 18 și 62 de ani și de 5,22% din populația activă civilă. La 31 mai anul curent, în județul Neamț erau înregistrați 10.479 de șomeri, dintre care 4.072 de femei care nu aveau un loc de muncă. 1.728 dintre șomeri primeau și indemnizații.